Stăm acum de vorbă cu Gabriela Maluf. Bună dimineața, Gabriela! Bună dimineața! Ce faci, Gabriela? Cum ți-e ziua astăzi? Bună, să spunem! Da. Bună. Doar să spunem, bine, am înțeles. Da, doar să spunem! Gabriela, faci parte din echipa extinsă, din familia extinsă Itibiții și o să fii prezentă la o conferință, o conferință care se numește Școli fără bullying și în care încearcă să-i ajute pe profesori să identifice și să capete niște instrumente ca să nu știu cum să-i spun, să lupte împotriva acestui fenomen. Parcă luptă nu sună foarte bine. Da, parcă să lupte nu sună foarte bine, dar până la urmă, și dacă o privim ca pe o luptă interioară și dorința noastră este să le facem copiilor un mediu cât mai sănătos și ei să se simte cât mai bine, până la urmă și lupta asta e importantă. Și cu mult termenul e destul de bun, dacă nu chiar foarte bun. Ce o să le vorbești tu, Gabriela, profesorilor? Pentru că fac consiliere școlară de 4 ani deja și gestionez conflicte zilnic între copii și anumite, aș putea spune că în ultimii ani foarte puține forme de bullying, pentru că prezența unui consilier școlar într-o școală este foarte, foarte importantă și despre asta o să le vorbesc, despre cât este de important ca orice școală să aibă pe cineva de încredere, pe cineva care poate să consilieze, cineva care poate să consilieze atât cadrele didactice, cât și părinții și să gestioneze conflicte mai avansate, adică care au o substanță mai serioasă. Dar există în școlile din România consilier acum? Câte știu eu, nu cunosc foarte bine legislația, dar din câte știu și cred că e o informație destul de exactă, există un singur consilier pentru 800 de copii. Ei, practic, e invizibil. Gândește-te că sunt școli care nu au 800 de copii, care au 200 sau 400 și asta înseamnă că un consilier poate să se plimbe și la 2-3 școli. Adică să vină la una dintre școlile la care a rondat o singură dată pe săptămână sau poate chiar mai puțin. Da, este aproape invizibil în stilul ăsta, dar chiar și dacă ar fi într-o școală în fiecare zi, la 800 de copii, este calculase cineva, ar fi cam 11 minute pe săptămână de copii, cea foarte, foarte, foarte mic. Iar dacă mai sunt și incidente, imaginează-ți că chiar nu mai ai timp de ceilalți. Gabriela, la final vreau să le adresez un cuvânt profesorilor și nu celor care vin la conferință, ci celor care bâșbuie încă și se gândesc, măi, merită sau nu merită să ajung la conferința Itibiții? Eu zic că merită să vină, pentru că vor afla nu doar parte de teorie, cum cel puțin eu voi încerca să fac câteva exerciții practice prin care ei să vadă cum se gestionează un conflict, ce facem atunci când avem un caz de bully, cu cine luăm legătura sau pe cine consiliem, agresorul, victima sau martorii, pentru că și martorii sunt importanți în acest proces. De aceea este important ca toată școala și cadrele didactice să știe despre ce e vorba, că nu sunt doar fenomene pe care putem să le denumim, lasă că am trecut și noi prin ele și uite, nu s-a întâmplat nimic și noi am fost excluși din grup sau poate și nouă ne-a spus cineva. În momentul în care aceste incidente sunt repetate, deja ajungem la o formă destul de gravă de agresiune și e bine ca în poziția de cadru didactic să vii și să auzi și o parte de teorie, dar și câteva exerciții practice de cum facem mai departe. Uite, mi-ai adus aminte, Gabriela, că vreau să închidem, mi-ai trezit această amintire. Am fost de curând la o ședință cu părinții și erau doi părinți care au început să vorbească pentru că unul dintre copii l-a agresat pe celălalt, tot spunea tot felul de cuvinte urâte și așa mai departe. Da. Și în momentul în care cei doi părinți au început să discute despre asta, calm, nu erau violenți, dar m-a impresionat că ceilalți părinți spunea, hai mă, lasă, că asta, prin asta am trecut și noi, o să-și revină, doar toată lumea se mai ceartă la școală. Da, din păcate noi nu realizăm momentele în care lucrurile astea ne afectează. Când ne ducem la job și poate suntem un pic încolțiți, să spunem că e un deadline, și subconștientul nostru ne aduce aminte și reacționăm ca un copil agresat. Din păcate, de-aia spunem că suntem ok, pentru că nu realizăm momentele în care forma aia de bullying de la școală, de fapt, ne afectează și viața adultă. Dacă am stat un pic
cine am gândit, ia să vedem cum acționez eu atunci când cineva e mai agresiv sau uite, e mai incisiv cu mine. Ne-am adus aminte că poate exact comportamentul pe care îl aveam atunci când eram agresați la școală. Și atunci m-am dat seama că am trecut, dar de fapt n-am trecut peste momentele astea. Da, Gabriela, îți țin pumnii să iasă bine conferința, sunt sigur că o să fie așa și să se folosească profesorii și părinții indirect, pentru că ei colaborează, sau cel puțin ar trebui să colaboreze cu profesorii pentru copil. Și încă o dată succes și ne reauzim cu concluziile. Mulțumesc tare mult! Pa, pa! O zi frumoasă, pa, pa! Am stat de vorbă cu Gabriela Maluf, este unul dintre speakerii conferinței organizate de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București și Radio Itzi Bitzi. Vă spuneam, este o conferință pentru profesorii din învățământul primar Școli Fără Bullying în sectorul 3. L-ascultăm acum pe Michael Bublé, Love You Anymore. Thank you.